Te salut, Laurențiu sunt, Laurențiu Flori este numele meu și vreau să te felicit în primul rând pentru că ai ales să fii prezent acum aici și să te uiți la acest video. Și înainte să începem, fiindcă vreau să începem foarte repede, vreau să-ți mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru că ai avut încredere în mine să te uiți la acest video. Și fiindcă acestea au fost spuse, hai să începem să fim cât se poate de productiv și să vedem cum am putea să câștigăm extrem de mulți bani prin expertiza pe care o avem. Așadar, hai să începem să vedem ce vom face și despre ce vom discuta astăzi. Subiectele pe care le vom aborda sunt următoarele. La început o să facem o introducere foarte, foarte scurtă, dar foarte, foarte scurtă. Nu ne vom lungi, nu vom vorbi foarte mult. Ceva foarte scurt. Apoi vom vorbi despre scopul întâlnirii, despre o strategie care face minuni. În România, la nivel global, face minuni. Această strategie care se adresează fix experților face minuni din toate punctele de vedere. O să vezi și o să fii super mega încântat sau încântată. Cui se adresează această strategie, o să vorbim foarte clar, cui nu îi se adresează această strategie, cum arată strategia și care sunt beneficiile ei, o să-ți arăt strategia pas cu pas, este o strategie din 6 pași și o să-ți arăt pas cu pas cum funcționează această strategie și care sunt beneficiile ei și ce beneficii poți și tu să obții în urma acestei strategii dacă o vei pune în practică. Totodată o să spun și cum promovăm strategia, că nu este important doar să știm de ea, este important să știm cum o promovăm, în cât timp facem bani, fiindcă este important să știm și bani în cât timp îi facem, că nu este suficient doar să știm de existența strategiei, să știm beneficiile noastre, dar să nu facem bani. Cum automatizăm totul, pentru că este important să automatizăm și să avem și timp și bani în același moment și noi să ne bucurăm de automatizarea propriului nostru business și ce suport și garanții îți ofer eu pentru această strategie. Așadar, hai să începem cu o introducere cât se poate de scurtă. Exact cum am spus mai devreme, Laurențiu Flori este numele meu și vreau să spun că activez în domeniul de consultanță încă din 2013 când mi-am creat propriul primul SRL și pe vremea aceea organizam evenimente de networking pentru oamenii de afaceri. Practic ce făceam? Strângeam oamenii, antreprenori, liberi profesioniști ca să se promoveze. Organizam evenimente pentru ei ca ei să facă schimb de cărți de vizită, să aibă contacte, clienți, să facă networking. Practic îi învățam să facă networking și să aibă propriul lor elevator speech. Dacă știi ce este elevator speech, înseamnă că știi la ce mă refer. Practic îi învățam cum să se promoveze în maxim 60 de secunde, astfel încât să acapareze contacte, lead-uri, trebuia să spună cine sunt, cu ce se ocupă, cui se adresează, care sunt nevoile business-ului, ce contacte să ceară și așa mai departe, în maxim 60 de secunde, astfel încât ei să preia contacte și să își promoveze business-urile. Și practic, încă din 2013 mă ocup de promovarea afacerilor și am fost foarte pasionat de acest domeniu. Probabil a fost dragostea prima vedere, probabil fiind primul business pe care l-am avut, primul SRL pe care l-am înființat pentru oamenii de afaceri, probabil de aceea mi-a rămas la suflet și mă conectez foarte profund în momentul în care trebuie să ajut pe cineva să aibă succes în business. Mergem mai departe, pentru că mi-a plăcut foarte mult acest domeniu, mi-a plăcut să evoluez și am făcut prima școală de coaching. Prima școală de coaching pe care am făcut-o, nu am fost așa foarte, foarte entuziasmat, să spun. Adică am înțeles că mă pot adresa, dar probabil nu am avut acea încredere în mine ca să pot să merg cu piept în față și să spun că sunt un adevărat coach și că ajut oamenii să performeze. Nu simțeam că pot să fac acest lucru în adevăratul sensului cuvântului și întotdeauna am continuat să caut piese din puzzle care să mă completeze și să-mi aducă cât mai multă valoare ca să pot să o ofer și celorlalți. Apoi, bineînțeles, am continuat cu a doua de școală de coaching și aici s-a schimbat aproape totul. Am înțeles, de fapt, ceea ce nu am înțeles la prima școală de coaching pentru că lucrurile au fost aproape asemănătoare, însă m-a prins pe mine într-o poziție și într-un moment în care mi-am dorit să absorb toată informația pentru că aveam cui să o pun în practică și unde să o pun în practică și practic am revăzut cu alți ochi aceeași informație. Și totodată am continuat cu a treia școală de coaching pentru că viața m-a pus în diferite momente potrivite și am avut noroc și șansa să fac și a treia școală de coaching unde bineînțeles am văzut cu alți ochi aproape aceeași informație, am văzut cu alți ochi, dar am putut să mă adaptez altfel la ea și să pot să preiau mesajele și din alte puncte de vedere. Însă, cel mai pasionat am fost de
performanța oamenilor în afaceri. Asta m-a atras pe mine cel mai mult. Făcând școli de coaching, aveam foarte multă expertiză în domeniu. Știam și hipnoză, știam și NLP, pe partea de coaching puteam să mă focusez foarte mult și pe traume sau pe relații de familie, însă nu m-au atras, nu am simțit că fac parte de mine. Cel mai mult mi-a plăcut să mă adresez la două categorii de persoane. La persoane individuale care vor să facă performanță, eu am iubit întotdeauna oamenii care doresc să facă performanță și indiferent dacă stăteam de vorbă cu un sportiv sau cu cineva care făcea muzică sau avea un sport la care el participa și vrea să fie foarte bun, permanență până m-a atras ca să pot să-l ajut să facă performanță. Și totodată m-au atras foarte mult afacerile oamenilor, pentru că eu nu lucrez niciodată, mi-am dorit foarte mult și eu să lucrez, însă nu am lucrat, însă îmi doream așa să lucrez și tocmai de aceea mă angajam în business-ul oamenilor, între ghimele mă angajam, colaboram cu ei ca să-i ajut să-și crească afacerile. Și pe partea de coaching cel mai mult m-a atras partea aceasta cu a ajuta experții sau profesioniștii să aducă valoare în business-ul lor, pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu expert în domeniu și mi-am dat seama diferența dintre coach și consultant, pentru că le-am făcut pe amândouă, am făcut și coaching, fiindcă în momentul în care faci coaching pui doar întrebări, ai un pachet de întrebări la tine, ai mai multe seturi de întrebări, iar tu ca coach pui doar întrebări, pui doar întrebări, pui doar întrebări, dar nu faci consultanță, nu dai sfaturi, nu faci nimic, ai doar pachete de întrebări, astfel încât interlocutorul să poată să-și ofere singur răspunsurile și să îl aliniezi ca să se ducă în direcția unde el dorește să se ducă. Iar din poziția de consultant, am avut șansa și norocul din 2014 până înainte de pandemie să fiu și consultant și pe partea de consultanță eram mentor, pe partea de consultanță oamenii vreau ca eu să le dau sfaturi și în momentul în care dai sfaturi nu mai ești coach, ești consultant și am făcut foarte bine diferența între cele două ca să pot să jonglez și oamenii sau afacerile să ajungă la rezultatele dorite. Bun, cam asta despre mine, o scurtă istorie cu cine sunt și background-ul meu în acest domeniu. Aici este o diplomă pe care am găsit-o întâmplător și mi-a arătat-o soția zilele trecute, fiindcă eu nu mai știu unde sunt diplome, am foarte multe diplome și nu știu unde sunt, dar pe aceasta a găsit-o soția întâmplător și văzându-mă că fac slide-uri mi-a spus cum ar fi să pui și această poză. Dar probabil cunoașteți și pe Grațian și pe Daniel și pe Marius Simion și din 2015 este această diplomă și m-am gândit că ar fi idee bună să o las și pe aceasta aici. Bun, cam asta despre mine. Acum scopul întâlnirii, pentru ce ne-am întâlnit noi acum și aici. Scopul acestei întâlniri este să vorbim despre această strategie și scopul acestei întâlniri este să afli și tu că există o strategie care te poate ajuta să câștigi între 10.000 și peste 50.000 de euro în fiecare lună dacă ești expert într-un domeniu anume. Deci dacă ești expert într-un singur domeniu, poți să câștigi cu cea mai mare lejeritate între 10.000 și 50.000 de euro în fiecare lună. Dacă nu ești expert într-un domeniu, dar totuși ai o expertiză asupra unui subiect care rezolvă o problemă și cineva are nevoie de expertiza ta, să știi că te afli în aceeași categorie. Poți să câștigi peste 10.000 de euro cu cea mai mare lejeritate. Și aici o să-ți detaliez un pic ce înseamnă să câștigi peste 10.000 de euro. Cu această strategie să știi că poți să faci extrem de mulți bani dacă iei în calcul cei 6 pași pe care strategia ți-i recomandă să-i faci. Aproape oricine, în proporție de 99,99%, orice expert poate să aibă succes cu această strategie, nu există excepții de regulă. Însă este vorba doar de implementare, ca fiecare să știe să își adapteze strategia la business-ul și la expertiza lui. Strategia are foarte multe, foarte multe rezultate și o să vă spun în câteva momente. Practic tot ce vreau să vă spun despre strategie este că aceasta are la bază câteva principii care nu sunt inventate de mine, da? Și aceste strategii și aceste principii au dus rezultate extrem de multe atât în România cât și internațional. Când spun rezultate extrem de mari, unde oamenii instant au făcut 2x, 3x, 5x, 10x și așa mai departe. Ce înseamnă 2x, 3x, 5x? Înseamnă că au făcut de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori mai mult bani decât făceau în momentul de față. Și dacă eu
V-am spus că poți să faci pe slide-ul anterior între 10.000 și 50.000, să știți că nu am glumit absolut deloc. Dacă în momentul de față, deci dacă în momentul de față tu ca expert câștigi undeva până într-o 1.000 de euro sau 1.000 de euro, să știi că poți să faci cu cea mai mare lejeritate peste 5.000 de euro. Iar dacă faci undeva cam 2.000 de euro, să știi că poți face cu cea mai mare lejeritate 10.000 de euro. Dacă faci 3.000 de euro, poți face cu cea mai mare lejeritate după ce pui în practică această strategie peste 15.000 de euro. Dacă faci deja 10.000 de euro, cu cea mai mare lejeritate poți să faci peste 50.000 de euro. Adică poți să pui un 5x la câți bani faci în momentul de față. Deci, indiferent câți bani faci în momentul de față, trebuie să fii cât se poate de realist cu tine. Câți bani faci tu din expertiza ta, aceiași bani poți să-i faci de 5 ori mai mult. Și vorbesc la modul cel mai serios, de la 10.000 la 50.000 de euro, să știi că este mult mai simplu să pui în practică strategia decât de la 1.000 de euro la 5.000 de euro. La fel, de la 2.000 de euro la 10.000 de euro sau de la 3.000 de euro la 15.000 de euro este foarte simplu să ajungi cu ea. Sunt unul dintre mentorii mei, am un mentor internațional, mentor pe care eu îl am, să știi că dacă el niciodată nu preia companii care fac sub 10.000 de euro. Deci, singurele lui companii pe care el le ia sunt între 10.000, bine, mai face anumite excepții de caz, bineînțeles, dar strategia lui, care este aplicată fix acea strategie, se adresează doar oamenilor și businessurilor care fac între 10.000 și 50.000 ca să le ajute să facă de 5 ori mai mult. Da? Deci, dacă faci 10.000, te ajută să faci 50.000. Dacă faci 20.000 pe lună cu business-ul tău și cu expertiza ta, te ajută să faci 100.000. Și așa mai departe. Numele lui este Rai Hussein și are Acceleration Agency, da? Dacă vrei să-l cauți pe internet. Totodată există experți și în România, experți care pe mine m-au inspirat destul de mult. Nu am făcut consultanță cu ei, însă îi cunosc și am vorbit destul de detaliat cu unii dintre ei. Există două persoane că pot să ți le spun. Există Angel, fiindcă așa-l cheamă, Angel Rodian îl cheamă. Este o persoană care are o voce foarte caldă și m-a inspirat foarte mult cu vocea lui și cu informații pe care le adesează. Practic și el se adesează tot experților care vor să câștige peste 10.000 de euro pe lună. Bineînțeles, are altă strategie, dar se adresează, m-am uitat foarte mult la videourile lui, la felul în care transmite informația. Pentru că, bineînțeles, și eu la rândul meu mă uit și studiez ca să pot să preiau informații de la experți, ca să pot să le trec prin filtrul meu și să le transmit mai departe. Totodată m-a inspirat foarte mult și Dor Pelivan, cu care, bineînțeles, sunt și prieten și ne cunoaștem de atâția ani, de pe vremea de când era Business Days. Dor Pelivan de la Kiwi Agency și el la fel se adresează experților și așa mai departe. Are un program acum, Rocket Sales, vă recomand dacă vreți să faceți parte din el. Bineînțeles, sunt informații total diferite, însă sunt oamenii care pe mine m-au inspirat și mi-au dat curajul ca să pot să merg în această direcție și să vă transmit aceste informații care există în piață, cu toate că avem strategii. Mai mult ca sigur, toți avem strategii diferite și Ray are strategii și Angel și Doru și eu avem strategii total diferite, dar toți ne adresăm la aceeași nișă de oameni, având probabil o bază asemănătoare. O să vedeți despre ce este vorba. Și haideți să vă mai dau câteva informații despre strategie și ce beneficii puteți voi să aveți. Bun. Din ce în ce mai multe persoane au început să pună în practică această strategie și sunt uimiți, ei efectiv experți sunt uimiți cât este de simplu să faci mult mai mulți bani lucrând mult mai puțin. Deci credeți-mă că poți să faci mult mai mulți bani lucrând mult mai puțin. Totul se datorează acestei strategii care se poate modela pe orice business care rezolvă o problemă. Atenție, trebuie să ai un business sau o expertiză care rezolvă o problemă. Ce am făcut eu pentru a valorifica această strategie la maxim? Păi exact cum am spus mai devreme. Am înțeles exact cum funcționează această strategie. Am înțeles-o, am studiat-o. V-am dat trei cazuri de la trei experți cărora eu le-am studiat business-ul și cum transmite informația. Dar eu am înțeles această strategie. Eu v-am dat trei exemple, însă vă dați seama că cercul meu de
cunoștințe și de preluarea informației este mult, mult, mult mai mare, da? Și am făcut cercetări asupra experților care deja au pus în practică această strategie ca să poți să extrag cele mai bune componente și practici utilizate de ei. Atât de ei ca experți care predau, dar și ei ca experți care pun în practică. Research-ul a fost făcut asupra experților din România, cât și experților internaționali, bineînțeles, iar ceea ce este cel mai important este că cu toții suntem diferiți. Orice expert care ajută un expert își pune amprenta lui. Și practic toate practicile, exact cum am scris aici, practicile folosite de aceștia au fost extrase și adăugate în completarea ta tehnicilor mele de coaching și consultanță și vânzări pe care le dețin în baza expertizei mele. Adică expertiza mea a fost exact ca un puzzle ca să pot să înțeleg ce face fiecare în parte, ca să pot să înțeleg ce are expertul nevoie ca să pot să-i livrez și să-i ofer acea susținere și ghidare. Și așa a rezultat propria mea strategie pe care am adaptat-o la cunoștințele și valorile mele, unde mi-am adăugat propria amprentă de cunoștințe. Practic, în această strategie pe care urmează să vă arăt și vouă, este propria mea amprentă. Practic, nu mai are nimeni această strategie. Cu toți avem strategia asemănătoare sau cu toți ne adresăm probabil același public țintă, însă cu toți avem amprentele noastre total diferite, însă o bază este cât de cât asemănătoare și o să puteți să vedeți un pic mai încolo. Cam așa arată o poză cu notițele pe care le-am luat în urma unor zoom-uri pe care le-am avut într-o zi. Am avut într-o zi câteva zoom-uri și câteva, două zoom-uri cu doi mentori de-ai mei și stăteam și când am avut aceste două zoom-uri am fost singur, nu a fost absolut nimeni în acea perioadă, fiindcă soția era plecată în Londra și mi-a dat un mesaj și m-a întrebat ce faci? Iar eu nu i-am mai răspuns verbal sau text, i-am dat direct o poză, uite ce fac. Tocmai am terminat al doilea Zoom și iar toate notițele pe care mi le-am luat. Bun, mergem mai departe. Această strategie, fiind a mea personală, pe care mi-am creat-o și unde mi-am pus amprenta, am denumit-o performanță cu laur. Și de ce? Pentru că aceasta reprezintă o metodă din 6 pași productivi orientați doar către performanță. Și dacă acești 6 pași productivi pe care i-am gândit și i-am selectat, dacă acești pași se adresează doar către performanță, aș vrea ca acest program să se numească într-adevăr performanță cu laur. Pentru că prietenii îmi spun laur, mă cheamă Laurențiu, însă majoritatea îmi spun laur și aș vrea să fie performanță cu laur numele acestui program și credeți-mă că o să vă facă mare plăcere să puneți în practică acești pași productivi. Cui se adresează această strategie? Mergem la următoarea întrebare. În cazul în care ești curios să vezi dacă această strategie se potrivește și ție, hai să vedem dacă se potrivește. Păi, în general, această strategie se potrivește oricărei persoane care este expert într-un domeniu și anume, antreprenor, freelancer, nu contează că este consultant, că este terapeut, că este coach, că este mentor, că este speaker, că este avocat, doctor, profesor, nu contează, că este în zona beauty, da? Că este antrenor de fitness, că este nutriționist, că este psiholog, că este makeup artist, că este expert în terapii complementare sau alternative, nu contează. Cei care sunt experți în terapii complementare, să știți că aveți super mega șansa să faceți peste 10.000 de euro cu cea mai mare lejeritate. Aveți o expertiză într-un domeniu unde puteți să ajutați oamenii în adevăratul sens al cuvântului. Și, practic, această strategie se adresează oricărei persoane care are o expertiză într-un domeniu. Hai să vedem mai departe dacă această strategie se adresează și ție. Bineînțeles, se adresează dacă ești expert într-un domeniu, exact cum am spus mai devreme. Ți se adresează dacă ești expert asupra unui subiect anume, că poate nu ești expert, poate nu ai expertiză, dar ești un expert pe un singur subiect. Dacă tu ești expert pe acel subiect, crede-mă că ești expert. Și dacă ești expert și te consideri că ești expert și acea expertiza ta pe acel subiect acoperă o nevoie a cuiva sau rezolvă o problemă sau ajută pe cineva într-un fel,
poți să faci extrem de mulți bani. Practic poți să-ți automatizezi propriul business făcând acești 6 pași pe care urmează să ți-i spun cu cea mai mare lejeritate. Da? Totodată, dacă ți se mai adresează această strategie, dacă ai deja un business funcțional și vrei să obții un număr mult mai mare de clienți, se adresează perfect. Dacă vrei să câștigi mai mult timp lucrând mai puțin și generând mai mulți bani, aici este super mega secret ca să lucrezi mai puțin și să generezi mai mulți bani. O să vezi și o să te convingi singur, sta singurică. Dacă știi că ai un business bun, însă nu găsești partenerii potriviți, dacă tu crezi într-un produs care rezolvă o problemă sau o nevoie, iar tu știi să o rezolvi, dacă ești motivat să câștigi peste 10.000 de euro în fiecare lună, pentru că pe unii succesul îi sperie. Sunt persoane care, într-adevăr, doresc să facă performanță și au această dorință și au această încredere în ei că pot să facă performanță și pot să câștige acești bani. Dacă peste 10.000 de euro nu te sperie, înseamnă și te motivează să știi că ești persoana potrivită ca să pui în practică acești 6 pași. Totodată, această strategie ți se mai potrivește sau se mai potrivește și acelor persoane care nu știu să aibă clienți și nu știu să se promoveze. Însă businessul lor oferă rezultate. Sunt foarte mulți oameni care sunt foarte buni, dar nu știe absolut nimeni de ei. Nimeni nu știe de ei, dar ei sunt foarte buni. Nu știu să aibă clienți și nu știu să se promoveze, însă ei sunt foarte buni pe ceea ce fac. Se mai adresează acelor persoane care doresc să obțină clienți foarte ușor, însă nu sunt influenceri în domeniu, dar totuși au expertiză în acel domeniu. Ai cum să fii influencer ca să ai succes? Poți să ai 0 followeri. Cum se mai adresează acelor persoane care doresc o strategie care funcționează și care să le fie oferită pas cu pas. Practic, această strategie chiar se adresează acelor persoane care vor să primească întreg procesul. Cineva să le spună pas cu pas tot ce este de făcut, iar ei să implementeze. Da? Și, bineînțeles, acele persoane care doresc ca altcineva să creeze întreg procesul de performanță și să-l adapteze pentru businessul lor. Pentru că sunt foarte multe persoane care chiar sunt experte în domeniu, dar nu știu să își adapteze businessul, nu știu să creeze. Ei sunt foarte buni, experții sunt foarte buni pe expertiza lor, dar nu sunt buni ca antreprenori sau nu sunt și vizionari pe partea asta sau nu sunt creativi și nu știu să lege toate punctele astfel încât să aibă un business automatizat care să se ducă la adevărata lui valoare. Bun. Și, bineînțeles, că acest business se mai adresează acelor persoane care îmi dau voie și îmi oferă încredere, bineînțeles, ca să-mi pun amprenta asupra performanței în businessul lor. Dacă îmi dai voie să-mi pun amprenta asupra performanței businessului tău, crede-mă că pot să o fac cu tot dragul și cu toată bucuria. Bun. Cui nu îi se adresează această strategie? Păi este cât se poate de simplu. Această strategie nu se adresează acelor persoane care nu au nicio expertiză în niciun domeniu. Practic, această strategie este adresată doar celor care au o expertiză în domeniu. Dar totodată există și aici anumite excepții. Mai am un alt program care se adresează fix acelor oameni, de aceea am pus excepții în paranteză. Deci mai am un alt program care se adresează fix acelor persoane care nu au nicio expertiză, dar totuși doresc să aibă o expertiză. Și practic în acel program pot să ajut pe aproape pe oricine să aibă o expertiză în mediul online. Nu te voi ajuta să devii un hairstylist sau ceva în ceva ce faci practic, însă îți pot dezvolta niște abilități în mediul online cu care poți să faci foarte mulți bani. Și nu mi-a foarte mult. În maxim o zi poți să înveți aproape pe oricine, bineînțeles care are dorință de învățare, poți să înveți aproape pe oricine care nu are nicio abilitate, să poți să-l înveți o abilitate și să-i oferi o expertiză în mediul online ca să poată să genereze bani din mediul online cu expertiza lui. Adică acest program cu 6 pași nu se adresează lor, însă există un alt program unde ei pot învăța valori astfel încât ei să aibă o expertiză în domeniu. Deci dacă știi pe ceva care nu are nicio expertiză, dar dorești să aibă o expertiză, poți să-l pui în contact cu mine. Acum, bineînțeles, și în limita timpului pe care l-am, pentru că nu prea au foarte mulți clienți sau foarte multe persoane cu care colaborez și tocmai de aceea în limita timpului pe care l-am, ajut cu tot dragul pe cei care pot să-i ajut. Și bineînțeles, această strategie nu se adresează celor care spun în continuu știu, știu, știu. Mai exact, celor care știu tot și știu
el e cel mai bine. Da? Sunt multe persoane care știu și practic această strategie chiar nu se adresează. De fapt, această strategie se adresează și lor, însă nu în colaborare cu mine, pentru că efectiv dacă eu nu pot să-mi pun amprenta asupra performanței business-ului tău, de exemplu, și tu vii în permanență cu știu la asta fac eu, asta fac eu sau am eu idei și așa mai departe, atunci nu putem să colaborăm. Dar o să ne dăm seama de comun acord dacă vom putea colabora sau nu. Totodată, acele persoane care nu sunt deschise să învețe strategii noi. Practic, această strategie este ceva nou, este ceva revoluțional. Efectiv, toți în afară și foarte mulți în România au început să învețe aceste strategii noi și să le pună în practic. Foarte mulți experți, foarte mulți terapeuți, foarte mulți autori de cursuri online, foarte multe persoane din România care vor să vândă online deja au implementat aceste strategii și vor implementa în continuare. Totodată, această strategie nu se mai adresează acelor persoane care nu sunt dispuse să predea ștafeta către altcineva și nu acceptă că altcineva este mai bun decât el, chiar dacă acel cineva nu este expert în domeniul respectiv. Bun. Adică cel care te ajută nu trebuie să fie bun în domeniul respectiv unde ești tu expert, ci trebuie să fie bun pe partea de marketing și de promovare. Aici nu fac diferența între unul și celălalt. Cum arată strategia și care sunt beneficiile ei? Strategia aceasta reprezintă baza succesului, iar noi vom adapta de la business la business în funcție de business-ul tău. Deci, practic, este o strategie, însă această strategie se va adapta în funcție de, de business-ul tău și de expertiza ta. Vor exista doar recomandări personalizate în funcție de analiza făcută a afacerii tale. Adică nu va exista nimic general, ci doar lucruri personalizate în funcție de afacerea ta. În funcție de nevoia ta ne vom plia pe productivitate și vom crea un plan special pentru expertiza ta și nu numai. Mai exact, ne vom focusa și pe omul din spatele expertizei, adică pe tine sau pe cei din echipa ta. Cum arată strategia și care sunt beneficiile ei? Practic, vom aplica cea mai productivă cale către performanță. Urmează pauza cu strategia pe care am creat-o. Ești pregătit sau pregătită să o vezi? Am lucrat aproape 5 ore la poza aceasta. Nu 5 ore ca să o gândesc. Ca să o gândesc a durat mult mai mult. 5 ore ca să o editez, ca să știi. Am vorbit cu soția, mă întreabă ce faci. Zic că mă pun să creez acea poză. Să explic strategia. Și mă sună după 5 ore. Ce faci? Acum tocmai am finalizat acea poză. Tocmai de aceea știu că a durat 5 ore. O singură poză. Dar nu o să-ți arăt poza din prima, ci o să-ți arăt toți pașii. Exact cum am spus, strategia din 6 pași, productivi, orientați pentru performanță. Performanță cu cine? Performanță cu Laura. Și o să-ți prezint toți cei 6 pași, unul câte unul. Pasul cu numărul 1 este pasul în care noi vom face un brainstorming. La început vom avea un call doar pentru partea de brainstorming. Atât cu tine ca expert, cât și cu alte persoane cu care colaborezi, adică cu echipa ta dacă aceasta există. Și vom vorbi despre mindset, vom vorbi probabil despre convingeri limitative, destructive, productive, vom face și câteva ședințe de coaching pe partea de business, din expertiza pe care o am. De peste 10 ani vom face anumite ședințe de coaching pe partea asta ca să găsim cele mai bune soluții pentru business-ul tău. Da? Sau tu să găsești cele mai bune soluții pentru business-ul tău, eu făcându-te să le conștientizezi și să le descoperi. Oricum, o să fie ceva wow. Brainstorming, adică focus group se mai numește. Da? Unde vom fi doar noi doi sau noi doi și echipa ta. Mergem mai departe. În pasul 2 vom alege o nișă. Vom alege o nișă și o micronișă să vedem cui să ne adresăm. Care este avatarul, care este clientul noi. Nostru, care este clientul tău, avatarul, și ne vom adapta și o să facem o să oferim un elevator pitch care o să fie super mega wow pe nișă. Îmi place foarte mult să descoperi micronișele. Pasul 3. Trebuie să creăm o ofertă premium. O ofertă premium pentru micronișă. Adică după ce am făcut brainstorming, după extragem nișa și după ce știm nișa și știm exact cui ne adresăm, știm micronișa și știm publicul nostru țintă,
Fix pentru acela o să creăm o ofertă premium. Este al treilea pas. Am descoperit și am oferit o ofertă premium. După ce creăm o ofertă premium, ofertă premium înseamnă o ofertă scumpă, high ticket, adică ceva de la 500 de euro în sus, 500 de euro, 1000 de euro, 2000 de euro, 3000 de euro, ce mai departe, în funcție de expertiza ta. Deci, ofertă premium este ceva scump. Pasul 4. După ce avem și oferta, trebuie să căutăm potențial clienți cărora să le transmitem oferta. Și acesta este pasul 4, să colectăm potențial clienți. După ce vom colecta potențial clienți, ce vom face? Le vom face vânzare. De ce le facem vânzare? Ca să-i transformăm în clienți. Acesta este următorul pas. Facem vânzarea personală potențialilor clienți cu oferta premium de nișa potrivită. Înțelegi? Și pasul 6 este automatizare. Automatizarea este acel lucru care te face pe tine să fii o persoană liberă. Automatizarea o să fie ceva de genul, o să ai o echipă de call center care call center, o echipă, colaboratori, nu neapărat angajați, că ei pot să aibă firmele lor, îți pot recomanda eu persoane care au deja firmele lor, ei se ocupă să dea telefoane acestor oameni care sunt în nișa ta, să le prezinte oferta premium, se transforme din potențial clienți în clienți. Ei vor da telefoane, iau firma lor, ei fac marketing pentru tine, ei fac closing-ul, adică fac vânzarea la telefon, tu le oferi în comision, contract între tine și ei, și acolo este partea în care tu nu mai lucrezi la afacerea ta, nu mai lucrezi în afacerea ta și lucrezi la afacerea ta. Totodată există și partea de afiliere, să ai afiliați care să te promoveze, ca să nu mai plătești tu reclame sponsorizate decât dacă alegi, dar în general nu o să mai fie cazul, fiindcă vor fi afiliați. O să vorbim la momentul potrivit despre automatizare. Ceea ce vreau tu să conștientizezi este că primii trei pași reprezintă faptul că tu lucrezi la business-ul tău. Ceea ce tu doar atât trebuie să faci. Tu trebuie să faci doar primii trei pași. Trebuie să lucrezi la business-ul tău și nu trebuie să lucrezi în business-ul tău. În momentul în care tu lucrezi, faci pasul 1, 2 și 3, vreau să fii foarte conștient sau conștientă și să-mi auzi cuvintele. În momentul în care tu lucrezi la pasul 1, 2 și 3, tu lucrezi la business-ul tău. În momentul în care lucrezi și ești la pasul 4, 5 și 6, lucrezi în business-ul tău. Și în momentul în care tu lucrezi în business-ul tău, nu prea poți să te mai focusezi la business-ul tău ca să-l crești și să-l faci atractiv și așa mai departe. Este ok la început să lucrezi și la business-ul tău și în business-ul tău. La început poți să o faci. Dar la un moment dat, dacă vrei să scalezi, adică să faci ori 2, ori 3, ori 5 bani mai mulți, în momentul ăla trebuie să ieși, să nu mai lucrezi în business și să lucrezi la business și să-i lași pe alții să lucreze în business. De ce? Pentru că scopul este să automatizezi totul și să ai bani și timp în același moment. Acesta este scopul final, să ai bani și timp în același moment, pentru că este important să ai această performanță și să fii o persoană liber financiar, da? Asta înseamnă libertate financiară. Libertate financiară nu înseamnă să ai bani. Dacă ai bani foarte mulți, dar totuși lucrezi în business-ul tău, nu ești o persoană liberă, nu ai timp, ai doar bani, ai bani, bani, bani. De ce ai bani mulți? Pentru că lucrezi în business-ul tău. În momentul în care vrei să ai și bani și timp, trebuie să lași pe alții să muncească în business-ul tău și tu să muncești la business-ul tău. Până într-un punct, când îl lasă să meargă de la sine, nu mai lucrezi nici măcar la business-ul tău, și efectiv te bucuri de libertatea financiară pe care o ai și lași business-ul să meargă, ai nișa potrivită, ai la pasul 3 oferta premium sau ofertele premium, la pasul 4 și pasul 5 și pasul 6 se ocupă altcineva, iar tu te bucuri de libertate pentru că banii vin și timpul există și tu te bucuri și faci acele lucruri frumoase pe care ți le dorești să le faci. Aceasta este strategia, acestea sunt cei 6 pași. Bun, acum poate te întrebi dacă ți-a plăcut sau nu. Sunt sigur că ți-a plăcut. Dacă tu crezi că acești 6 pași te pot ajuta să faci peste 10.000 de euro, eu nu pot să-ți garantez, dar în proporție de 99,99%
se pot face, mai ales în momentul în care automatizarea este creată. Bun, dacă tu crezi că acești pași te vor ajuta să câștigi peste 10.000 de euro sau peste 50.000 de euro, în cazul în care faci deja 10.000 de euro, să știi că te felicit și mă bucur foarte mult pentru tine. Acum, poți să începi singur? Sigur că poți, 100% poți să începi singur, nu trebuie să fiu eu mentorul tău sau să te construiți cu mine. Doar că îți voi lipsi, bineînțeles, câteva piese importante din know-how-ul meu, adică din expertiza mea. Dacă vrei să lucrezi singur, îți las această poză, poți să-i faci o poză la poză, la strategie, fă-i o poză, ia informația, pun-o în practică. Ce nu o să poți să pui în practică este know-how și expertiza mea, care, bineînțeles, vine la pasul 1, la pasul 2, la pasul 3, la pasul 4, la pasul 5, la pasul 6. Aproape la fiecare, nu ca aproape, la toți pașii, expertiza și amprenta mea o să facă diferența. Deci dacă vrei să o faci singur, fă-o, te încurajez. Dacă vrei să-ți fii eu expert, mentor și consultant, crede-mă că pot să fac cu tot drag. De ce pot să începi alături de mine? Pentru că acesta este și scopul pentru care îți transmit informația. Să găsesc oamenii potriviți. Dacă la acest video se uită 100 de persoane, imaginați-vă că nu am timp să lucrez cu 100 de persoane. Tocmai de aceea vreau să lucrez doar cu oamenii potriviți. 5 oameni sunt potriviți, restul 95 pot să implementeze singur această strategie cu know-how-ul lor și cu amprenta lor, bineînțeles. Dar ce ține de mine ca și informații o să ofer în mod privat doar celor care vor să lucreze alături de mine, să le transmit din expertiza mea. Bun, cum o să promovăm? Pentru că, ok, avem strategia, avem produse premium, avem absolut tot, dar cum o să promovăm? Păi, aici ne vom adapta de la business la business, ne vom adapta de la strategie la strategie, de la expertiză la expertiză. Nu va exista o asemănare, da? Vor exista doar recomandări personalizate în funcție de analiza făcută a afacerii tale. În primul rând, ne vom focusa, exact cum am spus mai devreme, și pe omul din spatele expertizei. Vom face acele ședințe de coaching, de brainstorming, de focus group, adică ne vom focusa pe tine sau pe echipa ta dacă aceasta există, în primul rând. Iar în al doilea rând, vom folosi diferite unelte de lucru potrivite ție și business-ului tău, practic doar ție și business-ului tău să se potrivească. Eu știu de existența multor unelte. O să spun o parte din ele chiar acum, pentru că dacă vrei să lucrezi individual, să poți să le preiei. Dar dacă vrei să te ajut eu să le implementezi, atunci este total altceva. Practic, vom aplica cele mai productive strategii orientate către performanță și anume. Vom folosi un funnel de vânzări, dacă este cazul, ca să captăm adresele de mail. La unele business-uri se potrivește funnelul de vânzări, la altele business-uri nu se potrivesc aceste funneluri de vânzări. Tocmai de aceea spun, ne vom adapta în funcție de business-uri și de expertiza ta. Sau vom pune în practică direct cu calendarii pentru programarea clienților. Există un program, calendarii se numește, unde clienții se programează singuri ca să aibă o întâlnire cu tine. Dacă te uiți, ești atent, deschizi ochii și te uiți în jurul tău, toți experții din domeniu deja pun în practică această strategie, toți au calendarii ca și uneltă de promovare unde clienții singuri se programează pentru o consultanță 1-1 cu ei. Odată ce ți-am spus, o să vezi câți experți folosesc deja această strategie. Vom folosi sau nu știu ce se potrivește business-ul tău, sau vom folosi chestionarul Google pentru contacte și pentru clienți. Eu sunt foarte fan al chestionarului Google. Mie îmi plac foarte mult lucrurile simple și productive. Nu vreau să creez o întreagă strategie doar pentru că știu de ea și că pot să o implementez, ci vreau să creez doar lucrurile care să fie practice. Nimic complicat, ci totul să fie practic și ușor, pentru că clientul are nevoie de lucruri simple pe care să le înțeleagă și să poate să le dea curs. Dacă e ceva foarte complicat, clientul niciodată nu o să poată să dea curs, că e ceva foarte complicat. Și tocmai de aceea trebuie să păstrăm lucruri simple, cum ar fi chestionarul Google pe care eu îl apreciez și sunt mare fan al lui. Sau vom folosi Forum Type pentru captarea datelor și conectarea cu calendarii sau alte unelte de lucru. Putem să folosim și Forum Type, să punem un video, să punem multe lucruri, să conectăm Forum Type cu calendarii ca să se programeze singuri după ce completează chestionarul. Sunt mai multe unelte pe care, repet, le vom adapta în funcție de business-ul tău.
Sau vom face email marketing pentru a automatiza promovarea și vânzările non-stop 24 de ore, 7 zile din 7. Adică vom face email marketing, vom face follow-up, vom capta adresa de mail și după aceea vom programa anumite email-uri care să plece în mod automat către clienți ca să îi ghidăm ca să cumpere sau ca să se programeze la un call cu tine sau să cumpere serviciul pe care tu îl promovezi și faci în follow-up, faci singur sistemul follow-up. Da? Te pot ajuta, este foarte simplu, iubesc să fac email marketing, dar bineînțeles trebuie să vedem dacă se potrivește business-ului și expertizei tale. Sau putem să alegem o variantă care are o conversie foarte bună. Vom face WhatsApp marketing pentru follow-up mai rapid și mai eficient. Te voi învăța să faci WhatsApp marketing. O strategie care funcționează mult mai bună decât SMS marketing. La SMS marketing deja nu mai e niciun randament la SMS marketing. La WhatsApp marketing, dacă știi ce la... Nu stau acum să intru în detalii, dar WhatsApp marketing funcționează foarte bine dacă știi cum să pui în practică și să nu fii agresiv și să duci oamenilor într-adevăr valoare. Cum să-i lași pe ei să-ți ofere numărul de telefon și să-i spună, contactează-mă, sună-mă. Este ceva foarte wow. Ideea este că toate aceste unelte pe care ți le-am arătat și cu care vom lucra, să știi că le vom adapta la business-ul tău. Nu, acum nu pot să spun că vom lucra cu strategia sau cu unealta XYZ, pentru că nu știu exact care va fi potrivită ție. Vom folosi diferite unelte de lucru potrivite doar ție și business-ului tău. Bun. Mergem mai departe. În cât timp vei face primii bani? Asta este o întrebare la care am deja răspuns. Cu aproximativ între 7 și 10 zile. Dacă nu pleci în concediu, bineînțeles. Dar mă bazez că dacă ne punem pe treabă, nu pleci în concediu în prima săptămână. Deci între 7 și 30 de zile tu o să câștigi primii bani. Bineînțeles, nu pot să garantez, dar în proporție de 99,99% îmi face focus group. Pasul 1, pasul 2, avatarul clientului, pasul 3, creăm produsul premium, pasul 4, colectăm contactele, pasul 5, facem vânzările. Da? Deci este cât se poate de simplu. Pasul 5, vom face o întâlnire Zoom personalizată, vom vorbi, vom discuta, după ce vom implementa și îți voi da toate informațiile, pui în practică în maxim 7 zile, 30 de zile ar trebui să vezi primii bani. Da? Bun. În cât timp vei face prin bani? Câți bani? Da, asta este o altă întrebare. Câți bani? Păi scopul și intenția acestui program este ca orice expert să câștige între 10.000 și 50.000 de euro în fiecare lună. Peste 50.000 de euro în fiecare lună, prin aplicarea acestor strategii personalizate, fiindcă orice acțiune va fi orientată doar către performanță. Adică orice acțiune pe care noi vom face, ne vom adresa către performanță. Unul dintre mentorii mei, acum 5 ani sau 7 ani, ceva de genul acesta, în permanență mă suna la 3 zile și atât mă întreba, salut, câte vânzări ai făcut azi? Ha. Știa că n-a făcut nicio vânzare. Câte vânzări ai făcut astăzi? Pentru că eu pe vremea aceea aveam un business cu un produs care nu trebuia să fac vânzări în fiecare zi și el mă suna, câte vânzări ai făcut azi? Câte vânzări ai făcut azi? Câte vânzări ai făcut azi? Odată la 2-3 zile mă suna și îmi punea întrebarea asta, știi? Până că la un moment dat știam că să mă sune și trebuia să-i spun rezultate pozitive. Bun, deci scopul și intenția acestui program este ca orice expert să câștige între 10.000 și 50.000. 10.000 de euro îi fac destul de repede cei care fac deja în momentul de față 2.000 de euro, 2-3.000 de euro cu ceea ce fac. Da? Dacă faci sub 1.000 de euro, probabil ca și primă nișă, ca și prim target o să avem 5.000 de euro și după aceea o să sărim la 10.000 de euro. Pentru că odată ce o să poți face 5.000 de euro, până garantat o să sari de la 5.000, nu o să sari la 10.000, o să sari la 15-20.000, da? Dar pentru asta trebuie să punem în aplicare strategiile, automatizarea și multe alte lucruri. Bun, mergem mai departe. Cum automatizăm totul? Reclame sponsorizate după automatizare nu vor mai fi, decât opțional dacă vrei tu să te implici. Sunt persoane care chiar după ce automatizează totuși, aleg ele să investească în marketing și când investesc 50.000 de euro în fiecare lună, pentru că știu că dacă investesc 50.000, fac 100-150.000 înapoi. Sunt sume mari, poate vă sperie, dar aceasta este realitatea.
Reclame sponsorizate vor fi opționale în momentul în care ai echipă de vânzări, în momentul în care ai afiliații care să te promoveze, afiliații te vor promova. Nu o să mai promovezi tu, pentru că de ce să-ți costi tu bani să plătești reclame când poți să ai echipă de afiliați care să promoveze, să facă ei reclame sau să promoveze prin programele pe care le-au și uneltele pe care le au și să genereze ție vânzări și tu să le dai lor comision. Bineînțeles, contract, firmă, totul legal, facturare și toate cele, da? Bun. Libertate financiară, da. Adică timp și bani în același moment, da. La automatizare vei avea și timp și bani în același moment. Vei automatiza totul, te vei putea retrage din afacerea ta. Da, clar, te vei putea retrage din afacerea ta în orice moment. Vei lucra doar la afacerea ta, nu vei mai lucra în afacerea ta. E. Și de lucra la afacerea ta, vei lucra doar în acele momente în care consideri că este important să te implici. Bun, garanție și suport. Ne apropiem de final. Garanție și suport. Garanție. Nu există nicio garanție. Poate unii trainer experți spun că, domne, există garanție, îți dăm banii înapoi și toate cele. Nu, nu există. Îți dau banii înapoi doar dacă ai semnat contract cu mine și nu am apucat să-ți dau strategia și să avem call-uri și așa mai departe. Pentru că și ei fac o virgulă și spun dacă strategiile date nu sunt în practică, există un contract mascat și acolo și așa mai departe. Nu știu dacă toți au asta. Poate unii chiar dau garanție. Eu personal nu. Nu ofer nicio garanție și nu ofer bani înapoi. Odată ce ți-am spus toate strategiile, eu sunt sigur, în proporție de 99,99% că strategia funcționează, restul ține de tine, este și o parte de implicare din partea ta unde nu ține totul 100% de mine și ține și de tine, nu pot să dau nicio garanție. Da? Există din partea mea dorință? Da, există. Îmi doresc din tot sufletul ca tu să ai succes. Există un plan de strategie? Da, există. Din partea mea există și dorință și plan de strategie. Există aproape tot ce ai nevoie din partea mea. Restul, chiar și 1% dacă ți-e din partea ta, nu e 100%, e 99,99%. 99%. Bun. Mentorat. 1 la 1, da. Nu, mentoratul va fi 1 la 1. Nu vor fi ședințe de grup sau ne întâlnim o dată luni seară să vorbim cu toții ce am făcut. Nu. Vor fi doar mentorat, doar ședințe de mentorat 1 la 1, pentru că mie îmi place foarte mult productivitatea și performanța și din punctul meu de vedere doar așa mă pot plia și îți pot acorda atenție maximă. Câte ședințe vor fi? Că unii spun, domne, 3 ședințe în 3 luni, na, fel și fel de strategii. Câte ședințe? Nu știu. Câte vor fi nevoie? Poate va fi nevoie de o ședință, poate vor fi nevoie de 5 ședințe, poate vor fi nevoie de 10 ședințe, habar n-am, poate va fi nevoie să vorbim în fiecare zi, nu știu. În funcție de business, de la business la business, ne vom adapta. Tot ce pot eu să-ți garantez este că vom face ședințe atât de multe încât vor fi nevoie. Da? Cât timp va dura o ședință? La fel. Nu există o ședință o oră. Avem asta ședință de la 2 la 3. Nu avem un call de la 6 la 7. Nu. Va dura ședința cât va fi nevoie. Dacă va fi nevoie să stăm 4 ore, vom sta 4 ore. Dacă va fi nevoie să stăm 20 de minute, vom sta 20 de minute. Da? Bun. Practic, până vom înțelege tot business-ul tău, expertul și echipa din spatele business-ului tău, dacă acesta există. Bun, asta este garanția mea, că vrei să-ți oferi o garanție, da? Poți să oferi o garanție că vei avea ședințe nelimitate câte vor fi nevoie și va dura ședința exact cât va fi nevoie și nu te voi expedia ca să intre următorul. Mai am un zoom de oră. Da? Practic, asta este targetul nostru, să facem, să dublăm, să triplăm și așa mai departe venitul pe care îl ai deja. Grup de WhatsApp. Nu va exista grup de WhatsApp cu toți. De ce? Pentru a neeficientiza timpul și a spori productivitatea. Adică eu sunt în mai multe grupuri de WhatsApp și crede-mă că nu fac decât să pierd timpul din multe am ieșit. Consider că grupul de WhatsApp nu este o alternativă foarte bună. Există altă alternativă mult mai bună și mult mai eficientă. Dacă mi-e place foarte mult să fiu eficient și productiv și să mă axez pe performanță, dacă vrei într-adevăr ceva, nu grupul de WhatsApp, unde să stăm 10-15 minute și mult mai mult să pierdem timpul, să citim retroactiv. Sunt acum plecat sau sunt într-un call cu tine, când mă întorc, iau să citesc 200 de mesaje care s-au scris între timp, cât timp pierd? Un sfert de oră, da?
vrei soluția alternativă, pentru că am soluția alternativă la grupul de WhatsApp. Ea există. Ok, nu ai grup de WhatsApp, ca să nu pierzi 15-20 de minute pe grupul de WhatsApp, îți dau o soluție mult mai bună, alternativă la grupul de WhatsApp, pentru că există. Va exista, exact cum am spus aici, va exista o alternativă mult mai bună decât să stăm pe WhatsApp, și anume, odată la câteva zile, voi face câte un call, câte un apel telefonic de 10, 15, 20, pentru a verifica și contoriza performanța. Mie îmi place să fiu în contact cu tine pentru a contoriza performanța ta. Scuși la obiect. Da? Deci nu vreau ca tu să stai pe grupul de WhatsApp, vreau să stai cu mine. Decât să stai 15 minute pe un grup de WhatsApp să citești retroactiv ce au scris alții, mai bine stai 15 minute de vorbă cu mine în telefon și mă întrebi pe mine și suntem super mega eficienți. Cât durează și cât costă programul? Păi, programul de mentorat pentru strategia performanță cu Laur durează 3 luni. Durează 3 luni și atât durează. Cât costă? Vom vorbi în Zoom când ne vom auzi. Nu există un preț anume pe care aș putea să ți-l spun acum, în acest moment. Tot ce pot să spun este că programul va dura 3 luni. Iar prețul îl vom stabili în momentul în care vom face un Zoom sau un call privat 1 la 1 și unde vom vorbi un pic mai deschis despre afacerea ta, despre expertiza ta, să vedem dacă într-adevăr pot să te ajut. O să te rog să nu mă contactezi doar de curiozitate să vezi cât costă, da? Nu este nici ieftin, dar nici scump. Nu costă nici 500 de euro, dar nici, nu știu, 50.000 de euro, nici 10.000 de euro nu e, da? Va fi un preț mediu de bun simț, cu care sigur s-ar putea să rezonezi. Mai mult ca sigur, sunt sigur că vei rezona cu prețul, adică prețul nu cred că va fi o barieră între mine și tine. Singura barieră care s-ar putea să fie între mine și tine este să nu am timp sau să nu rezonăm. Da? Cu cine vei implementa cele discutate anterior? Cu mine, cu mine, cu Laurențiu Florea, doar cu mine. Nu există. În viitor probabil o să am alte persoane pe care le voi trainui ca să facă ceea ce fac eu. Însă, în momentul de față, doar eu pot să aplic know-how-ul pe care l-am și informațiile pe care le dețin. Mai lucrez și cu alte persoane, dar acele persoane se ocupă de altceva. Dar strict și legat de businessul tău, doar cu mine vei implementa toate strategiile și tot ceea ce dețin ca și informații. Care este disponibilitatea mea? Exact asta am spus și mai devreme. Așa și așa. Vreau aproximativ 5 parteneri pe lună. Adică nu prea mai mult. Îmi place să acord o zi la fiecare partener, adică sunt 5 zile ale săptămânii, lucrez de luni până vineri, 5 zile ale săptămânii, 5 parteneri pe care se duc într-o lună. Adică 5 parteneri pe lună, fiind 5 zile lucrătoare pentru mine, este super mega suficient. Tocmai de aceea am spus, nu prețul pe care o să mi-l plătești pentru mentorat și pentru implementarea strategiei va fi bariera, ci bariera s-ar putea să fie timpul meu sau să nu rezonăm. Da, pentru că e posibil să avem energii diferite și să nu rezonăm. Fără nicio supărare poți să mă refuzi, fără nicio supărare poți să te refuzi, bineînțeles, într-un mod plăcut și diplomat, ne strângem mâna și ne mai gândim, da? Depinde în ce moment dorești să începem colaborarea. Asta este foarte, foarte important. Pentru că acum cei 5 parteneri pot să fie bucket, să zic așa, da? Dar totodată pot să fie și locuri disponibile, depinde în ce moment doresc să începem colaborare. Cât costă, exact cum am spus mai devreme, prețul ți-l voi transmite personal când vom face următoarea întâlnire online, care va fi unul la unul, bineînțeles, ca să vedem compatibilitatea noastră și să discutăm mai detaliat. Ultima informație pe care vreau să ți-o transmit este să completezi formularul de mai jos, fiindcă există un formular, doar dacă ești motivat 100%. Deci dacă ești motivat 100% ca să începi. Timpul meu este important și te rog foarte mult să-mi respecti. Timpul tău este important și îți garantez că ți-l voi respecta și voi face tot posibilul să-ți aduc cât mai multă valoare și să extrag cât mai multe informații, să te fac să ai cât mai multe conștientizări și realizări. Și dacă ești motivat ca să colaborăm și să te ajut cu informațiile și strategiile pe care le dețin pentru a le implementa în businessul tău, o să te rog să completezi formularul de mai jos, dacă este un formular, sau să te programezi în calendarii, în cazul în care ai un calendar. Nu știu unde va fi acest video pus, poate să fie pe un funnel de vânzări, poate să fie pe site-ul meu, poate să fie pe YouTube,
Nu știu unde și vezi acest video, tocmai de aceea, în cazul în care ai formular, completează formularul, în cazul în care ai calendar, programează-te la o consultanță cu mine. Dar, îți repet și spun că îmi doresc cât se poate de sincer, doar dacă rezonezi cu mine și crezi că pot să te ajut, să-ți aduc valoare, să obții acele rezultate pe care tu ți le dorești sau la care nici măcar probabil nu conștientizezi ce rezultate vei avea. Dă-ți voie să fii surprins sau surprinsă. Așadar, îți doresc mult succes. Acum hai să vedem dacă legea atracției funcționează, pentru că eu cred foarte mult în ea. Să vedem dacă funcționează și în cazul nostru. Și noi ne-am întâlnit aici și acum cu un scop bine definit. Da? Să vedem, chiar sunt curios să văd cu cine funcționează legea atracției. Și voi fi tare surprins și plăcut să văd cu cine voi colabora. Cu drag, Laur, acesta este numărul meu de telefon. Și ne auzim cu tot dragul și cu toată bucuria. Da? Te salut și îți doresc mult succes în ceea ce faci și să-ți duci business la următorul nivel, fiindcă mergi din plin să fii o persoană liberă, să te bucuri de această viață minunată. Te salut cu drag, pa, pa!